Salut! Fac un video acum cu centurile înclinate, turnate, pentru acoperiș. Vreau să arăt un detaliu care este foarte folositor. Astea sunt centurile înclinate. Detaliul care voiam să-l arăt e ăsta de aici. De exemplu, aici o să vină o costuroabă de 14 cm și căcăpriul o să fie dulap de 20. Centura asta este mai sus cu 30 de cm. Și mai sus cu 30 de cm din ce cauză? Adică o să vină, se vede aici care e spațiu, unde o să vină costuroaba și o să iasă în afară și pe ea o să vină dulapul, adică căpriorul. Și betonul de aici o să rămână cu vreo 3-4 cm mai jos decât o să fie nivelul de la căprior. Special ca să nu mai fie după aceea muncă să înfunzi spațiul la liber care rămâne între centură și taban. Dar foarte important este, adică fierul trebuie să existe legături la centuri. Asta aici e pur și simplu un beton de umplutură, ca să nu mai stea după aceea de înfundat cu cărămidă sau cu alte lucruri. Aici am pus, din prima am pus fier de 6 în beton delegat costurabile. Au fost și două centuri care nu s-au mai pus atunci, a fost leg tot cu fier de 6, o să dau gaură pe sub centură și o să leg acolo. Aici la fel, o să iasă o costurabă afară. Există aici pe stâlpul ăsta, există o gaură lăsată ca să poți trec costurabă prin stâlp. Aici o să vină niște dulap de 25 ca suport să stea căpriorii la mijloc. Acolo este un perete care rămâne aparent, este mai sus decât e acoperișul. Ca și distanță, sârmile astea pe partea asta aici, care e semi-rotund sau rotund sau rază, cum vreți să-i spuneți, a spus la, cred că sunt la maxim 60 cm, dacă nu chiar și mai dese, pentru că o să vină cu o suraba tăiată în bucăți mai mici ca să se poată da după rază. Deci înclinația are vreo 17 grade, cam așa, după calcule. Adică acoperișul, panta acoperișului. Și aici se vede la fel iarăși la capăt cum este mai sus. Special ca să nu mai fie după aceea încă o dată treabă. După cum se vede și aici, nu știu dacă am cum să urc sus. Ba da, pot să urc și aici. Vezi și aici același detaliu care se iasă cu suraba afară. Aici se vede și aici cum trebuie să treacă cu suraba pe lângă betonul ăsta. Cam asta e acolo, este, după cum am spus și mai devreme, adică un despărțitor între pânțele de la acoperiș. Se vede și aici cum trebuie să trec costuroaba.
Aici la fel, erau astea două fiare de la stâlp. A rămas ca să nu li taie așa, le-am îndoiat și le-am băgat în centură și o să treacă cu surabă pe subiale. Aici cam atâta. Să văd și aici. Aici a fost una stâlp odată cu centurile. Deci cam atât e până jos. Aici, la fel. Deci, cum vine, peretele ăsta e ca și un despărțitor între pereți. O mai zis. Aici, la fel. Betonul ăsta de aici, sigur, să trebuie un pic spart, nu e asta o problemă. Deci, în principiu, cam, eu am vrut să arăt doar chestiile astea, cum se așeze mai în sus, special ca să nu mai fie după aceea nu știu câtă muncă ca să umple. Acum o să prelucrăm lemnele pentru acoperiș, adică o să le facem capetele, vopsit, să pune tot ce rămâne aparent, să pune și lambriu tot acum deodată, ca să nu mai se muncească încă o dată după aceea și iarăși alți bani în materiale, că la cât s-au făcut lemnele acum, pentru acoperișul de aici, care sunt câteva lemne, au costat 100 și un pic de milioane, numai lemnul fără lambriu, fără pur și simplu căpriori, scânduri pentru tavan, cosorabii fără grinzi, nu o să fie grinzi. Da, cam atât am avut de spus în video. Cam astea sunt lemnele pentru acoperiș. Asta este modelul care o să fie făcut. Cosorabile de 14 pe 14. Dulapii, cum am zis, sunt de 20, cei de căpriori, cei de care sunt folosiți ca scaună, de 25. Sunt și la 6 metri, și la 5, și la 4. Ăștia care sunt la 6 metri ajung dintr-o bucată de jos până sus. Cam asta am avut de spus. Vă salut și spor la treabă!